cuvânt către creștinii ortodoxi despre talisman. Să cadă sub canon cei ce spun norocul, cei care se numesc vrăjitori și cei făcători de talismane și ghicitorii. Canonul 65, Sinodul Trunan, anul 692 cărțile de rugăciune și celelalte simple rugăciuni care circulă fără girul autorității bisericești și fără binecuvântarea unui ierarh episcop trebuie privite cu multă rezervă și folosite numai dacă ele se regăsesc și în cărțile oficiale de rugăciune. Iubiți credincioși, încă de când eram copil, am auzit vorbindu-se despre o cărticică numită talismanul, pe care de cele mai multe ori o întâlnim tipărită, iar uneori scrisă cu mâna pe foi sau pe caiete. Chiar și unii creștini de astăzi o poartă în buzunar în geantă sau între iconițe, în portmoneu, cu convingerea că sunt feriți de orice fel de rele, că acest talisman îi poate ajuta în necazuri. Trebuie știut că talismanul, visul Maicii Domnului, epistolia și altele asemenea acestora sunt de inspirație apocrifă, de influență populară și nu sunt în conformitate cu învățătura Sfintei Biserici Ortodoxe. Despre talisman se spune că a fost găsit sub ormântul Mântuitorului în anul 1685 și că citirea lui este valabilă 20 de zile nu știm cine ar fi avut tăria sufletească să ia o cazma și să sape sub sfântul mormânt al Mântuitorului. Și cum s-a stabilit cu exactitate valabilitatea acestei rugăciuni ca fiind de 20 de zile? Poate era mai bine să fie valabilă 365 de zile și atunci ne era mult mai ușor căci ne rugam o singură dată pe an. Prin definiție, talismanul este un mic obiect, în cazul nostru o cărțulie, considerat de superstițioși ca având o forță magică supranaturală de a-i ajuta pe cei care îl poartă. Sinonime cu talismanul sunt amuleta și fetișul. Amuleta este un mic obiect căruia oamenii superstițioși îi atribuie puterea magică de a le aduce noroc. Fetișul este un obiect considerat în credințele triburilor primitive ca fiind înzestrat cu virtuți magice, supranaturale și capabil să dea ajutor celui care îi se închină. Și iată un exemplu grăitor de credință superstițioasă. Într-o zi am întâlnit o doamnă care tocmai își făcuse ieșirea din spital și mi-a spus bucuroasă tare: Părinte, m-am operat și m-a scăpat talismanul de la moarte. Eu i-am spus, Doamnă, mă bucur că v-a ajutat Dumnezeu, mă bucur pentru bucuria dumneavoastră, dar să știți că nu talismanul va scăpa de la moarte, ci Dumnezeu, pentru că El este stăpânul vieții și al morții. Nu, părinte, sunt sigură că talismanul m-a scăpat. Atunci am încercat să explic într-un alt fel, Doamnă, să știți că pentru dumneavoastră am mijlocit mai ca Domnului, la Fiul ei și Dumnezeu nostru, căci ea stă chiar lângă scaunul Sfintei Trăim și el va mai dăruit încă mulți ani de viață. Și atunci mi-a spus, părinte, nu încerca să mă convingeți că eu sunt sigură că talismanul m-a scăpat de la moarte în timpul operației. Nereușind să mă fac înțeles, ne-am despărțit fiecare având convingerile lui. Și acum să analizăm în amănunțime afirmațiile cuprinse în acest talisman. Neavând autor și editor, este clar că talismanul este o mare înșelăciune, deși începe cu Tatăl nostru și Crezul. După aceste rugăciuni sfinte, minciunile încep să curgă. Când o femeie se află în durerile nașterii, să se citească talismanul și va avea naștere ușoară. Oare așa să fie? Va avea naștere ușoară dacă este spovedită și împărtășită cu câteva zile înainte de naștere, dacă se citește Paraclisul Maicii Domnului sau Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos, să aibă binecuvântarea părintelui ei duhovnic. Mai scrie acolo, dacă atingem cu talismanul partea dreaptă a copilului, va avea noroc în viață. Oare așa să fie? Știți cine a fost noroc? A fost cel mai mare drac, Moloch, zeul fericirii, adică noroc, cum îi spunem noi astăzi, care a secerat viața milioane de oameni. Ne vorbește Părintele Cleopa în volumul 7. Să nu dorim copilul nostru să aibă noroc, adică diavol, și să-i ajute Dumnezeu. Scrie iarăși undeva, este de ajuns să atinge sumărul drept al bolnavului cu această rugăciune, talisman, că se vindecă cu desăvârșire. Oare așa să fie? Mare păcăleală! Am fost la un spital în secția de reanimare, i-am atins pe bolnav pe omorul drept și nu s-a vindecat nimeni. Deci, talismanul nu are nicio putere. Și mai scrie, când această rugăciune va fi dusă într-o casă, acea casă va fi ferită de orice fel de primejdie. Oare așa să fie? Casa noastră, dragii mei, va fi ferită de orice fel de primejdii dacă facem sfeștanie în fiecare post sau cel puțin o dată pe an, dacă o cu sfinte icoane în fiecare cameră, dacă aprindem candela în casă, cel puțin când ne rugăm, deși ar trebui să ardă zi și noapte, că doar talismanul nu ține loc de icoane, de candele, de sfeștanie. Și mai scrie, puterea sa este mare. Oare așa să fie? Oare are talismanul putere să despartă Marea Roșie în două? Oare dacă lovim cu el în piatră îi zvorește apă? Nu! Talismanul este o simplă cărticică, fără de nicio putere, ci doar Dumnezeu este cel atotputernic. Și iarăși mai scrie, în cazul unui atac direct cu arme de foc, ele nu vor acționa. Oare așa să fie? Dacă acest talisman ar fi... Vesta antiglon ar fi minunat. Când mergem pe front, doamne ferește, cumpărăm un talisman, îl punem în buzunarul de la piept și gata. Am scăpat de la moarte. Mai scrie iar așa. Acest talisman, talisman a fost scris de Iisus Hristos și de Sfânta Fecioară Maria și puterea lui este mare. Oare așa să fie? Cel care are păcate mari sau câte stele pe cer va fi iertat de ele dacă va purta talismanul asupra sa citindu-l măcar o dată pe săptămână. Oare așa să fie? Asta înseamnă că îmi cumpăr un talisman, îl port în buzunar, îl citesc și pot face fără frică orice păcate chiar și pe cele mari. Avor, desfrânare, fiindcă prin talisman sunt iertate toate. Oare așa să fie? Într-o zi am întrebat o doamnă vârstă de 65 de ani. Doamnă, v-aș ruga să nu vă supărați că vă întreb, v-ați povedit vreodată în viață? Nu, părinte. Nu m-am spovedit pentru că am talisman în buzunar și mi-a iertat el păcatele, fiindcă așa scrie la pagina 11. Cel care are păcate mari sau câte stele pe cer, îi se iartă dacă citește talismanul aveți cumva avorturi, doamnă? Da, părinte, am 14 avorturi și nu le-am spus niciodată la preot. Doamnă, vă rog să mergeți cât mai repede să vă spovediți, pentru că talismanul nu v-a botezat, talismanul nu v-a cununat, talismanul nu vă iartă păcatele, nu vă împărtășește, ci toate le face Iisus Hristos prin preot în Duhul Sfânt, adică Sfintele Taine. Iată, iubiți credincioși, că această femeie, dacă nu se spovedea și nu-și făcea canonul pentru acele avorturi, mergea la o sânda veșnică împreună cu cel care a tipărit talismanul și cu cel care i l-a vândut. Și mai scrie, cine are acest talisman poate să stea liniștit. Oare așa să fie? Să stea liniștit dacă, atunci când se scoală dimineața, ia mai întâi anafură, apă sfințită, ageazmă mică, se așează apoi la rugocinile dimineții? Dacă spune tatăl nostru de câte ori se așează la masă, dacă postește cel puțin miercurea și vinerea, dacă merge în fiecare duminică la sfânta biserică, dacă se spovedește, se împărtășește cel puțin de patru ori pe an, dacă citește zilnic din Biblie, dacă citește în fiecare zi un acatist, un paraclis al Maicii Domnului sau câțiva psalmi. În primul rând, că Domnul Isus Hristos nu a lăsat nimic scris, după cum ne mărturisesc Sfintele Evangheliei, nici mai ca Domnului nu a lăsat nimic scris și nici puterea talismanului nu este deloc mare, ci numai Dumnezeu este atotputernic. Iubiți credincioși, în lumea de de astăzi, sunt destul de mulți cei care cred în talisman, care de fapt păgubește și primește sufletele. Este imposibil să credem că este mai important să ne purtăm aceste broșuri cu noi decât să folosim rugăciunile oficiale ale Sfintei Biserici creștini ortodoxe. În mod greșit se atribuie acestor cărțului puteri magice nebănuite, că cele nu fac altceva decât să alimenteze imaginația creștinului, amăgindu-l cu tot felul de promisiuni și făcându-l să uite că în cărțile bisericești există atâtea rugăciuni extraordinar de frumoase, ca formă și conținut adresate Mântuitorului Maicii Domnului Sfintei Cruci, Sfincilor acatiste, paraclise, în care ne regăsim cu toate problemele noastre sufletești. Cred că nu greșesc câtuși de puțin dacă socotez că talismanul este un idol în miniatură, un idol de buzunar, de geantă, de portofel. Talismanul sau amuleta este un semn vizibil al necredinței în ajutorul dat nouă de Dumnezeu. Oricât de începător ar fi un om în cele ale credinței, va observa cu ușurință că cele scrise în acest talisman sunt lipsite de orice conținut și de adevăr, ba sunt chiar dăunătoare. Talismanele erau obiecte despre care se credea că au puteri magice și care se purtau de către oameni cu convingerea că ele apără de boli, de primejdii și sunt aducătoare de noroc. Oamenii cred că așa de mari sunt puterile acestui talisman încât înlocuiesc pur și simplu pe Dumnezeul nostru. Adică, având talismanul asupra noastră, nu mai avem nevoie de harul din Sfintele Taine. De aceea, a încuraja apariția lor, a le recomanda sau a le vinde, este un păcat. Nu de mult au apărut unele rugăciuni care circulă sub denumirea de Lanțul Sfântului Antonie sau mai grav rugăciunea lui Dalai Lama, care nu are nimic comun cu rugăciunea creștină cât de neștiutori sunt cei care se despart de Dumnezeu pentru a ține la piept în portofelul în casă această cărticică numită talisman. Slavă lui Dumnezeu pentru toate, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cine are minte, să ia aminte. Cine are urei de auzit, să audă. Amin și aliluia.